Okay, praise God, everybody. These are Christian rappers of Moldova. And the God told me, we want the sinners to come to church. Fără Dumnezeu e degeaba viața asta. Fără Iisus care să vină în inima ta e degeaba. În jurul meu e numai moarte, dar peste tot și nu mai pot. Tot vor la șoc, răspunsul este în viață. Degeaba, n-are nicio șansă. Te uiți în jurul tău și poți să vezi cele mai șmechere telefoane pe care le-am avut vreodată, cele mai bune mașini pe care le-am văzut vreodată. Oamenii construiesc tot ce e mai bun în lumea asta. Fără Dumnezeu n-avem nicio șansă, suntem degeaba. Biblia spune că într-o bună zi tot ce e în lumea asta va arde. Și ne apropiem de momentul ăla. Poți să vezi cum ușor, ușor totul devine mai cald. Praise God, the church has left the building in Moldova, people, and they're not Jehovah's Witness. Hallelujah. Accept-L pe Iisus în inima ta. Primește-L în viața ta, lasă să te schimbe. Nu trăi aiurea, nu mai cheltui viața pe nimic. Accept-L pe Iisus în inima ta, accept-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu cu adevărat te va schimba, îți va da o viață nouă, așa cum i-a dat mie. Vreau să spun, nici măcar nu înțelegi, n-am cum să-ți explic în cuvinte cât de mult m-a schimbat Dumnezeu și cât de mult m-a binecuvântat. E dincolo de ce îți poți imagina. Dă-i o șansă lui Dumnezeu. Din seara la ora 7, Revardul Moscovei, numărul 15, vă așteptăm împreună cu noi
să auzi un mesaj care îți va schimba radical viața ta, mentalitatea ta, modul tău de a gândi și inima ta. Mulțumim! Amen! Amen to whatever they said. Amen! I just believe by faith it was the gospel. Întoarce-te din drum, acum ajută-i dacă poate tot. Și cumva răsplata o să o primim cu toți. Dar uită-te la noi și spune-mi dacă-ți place. Noi te iubim și vrem să facem pace. Nu mai vrem război și ură între noi. Frate, da, știi ceva? Vrem să facem pace. Gândește-te acum la ce ți-ar folosi $1,000,000 dacă mâine vei muri. Vrei să ajungi mare și să vezi Parisul. Vreau să spun ceva, eu văd paradisul. Se distrug frate pe frate, nu e nimeni să-i împace. Ei sunt victime ce au un exemplu de urmat. Tată, 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 iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Nici atunci n-au știut când te-au crucificat. Ei n-au știut, ei n-au știut. Faci două lucruri astăzi, să-L accepți pe Dumnezeu în viața ta sau să-L respingi. Despre asta este în această zi viața. 6 lucruri urăște Dumnezeu, chiar 7 sunt urâte, 8 trufași și limbă mincinoasă, picioare care aleargă repede să facă rău, martori mincinoși ce spun numai minciuni, și cel care stârnește certuri chiar între frații lui, răutate este inima lui, urzește lucrurile într-una, de cine nimicirea îi va veni întotdeauna, când nici nu se așteaptă, îi va veni ziua, dar ce păcat de fapt e trist, să nu ajungi în paradis, locul pe care Dumnezeu l-a promis. Pe Fiul Său l-a trimis să moară pentru noi pe cruce. Pe schimbe inima noastră, să nu-i duce, de aceea spun, păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din acum izvoarele, izvoarele vieții, cu cele curgătoare, izvoarele vieții, izvoarele vieții. Se distrug frate pe frate, nu e nimeni să-i împace. Ei sunt victime ce n-au un exemplu de urmat. Tată, 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 iartă-i, pentru că nu știu ce fac. Nici atunci n-au știut când te-au crucificat. Ei n-au știut, ei n-au știut.